Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E cineva o Dacie 1300, adevărat, arată foarte bine, din 1975, 1 milion de kilometri, este pe un site nemțesc de vânzare de mașini. 1 milion de kilometri? Da, 1 milion de, mă rog, are 999, așa e trecut la kilometraj, că nu poate să, deci s-ar putea să aibă mai mult de 1 milion de kilometri, de mașina arată chiar foarte bine pentru o mașină de 1 milion de kilometri. Și mă gândesc, costă 3850 de euro. Și e de vânzare de ceva vreme. Mamă, când mă uit la ea, deci mi-aduc aminte de mașina pe care am dat eu permisul, așa arată. Auză, asta e euro cât? Nu, euro cu minus. Euro pe vreme. Asta n-au mai dat asta. Ce anume? Nu au normă euro. Asta e, spuneam, da, colegul. Nu au normă e euro. Cu minus. E mașină, da, de epocă? Putem să o considerăm așa? Da. Da, e mașină din 1975. Cred că e mașină de epocă deja. Da. 3850 de euro. O mană. Pentru Dacia 1300 cu 1 milion de kilometri, segmentată de 10 ori, probabil. Mă mir cum mi-a scăpat domnul Țiriac din colecție. Da. Dar mai a avut... Mai are dublură. Stați-mă, care mașina, cel mai mare număr de kilometri, cât ați făcut la mașină? A, eu mă fac de rest aici. Zi. Adică până în 60.000. Serios? Da. La mine mașinile sunt mașini de oraș. Adică și nu, Luca? Și dacă mai plec în vreo vacanță, Grecia e aproape. La Luca, stai că aici am speranță. 110.000. 110.000 la... Am depășit 110. La fulgerul Lila? Mașina, cred că are... Cât are? 40 de ani? Cât are? 12. 12. Mergem pe 13. 0372, avem ocazie, uite, mai avem câteva minute. 0372069599. Cu ce mașină ați făcut cei mai mult, cel mai mare număr de kilometri și de ce? Adică o mașină de 1 milion de kilometri a avut cineva vreodată? Bine, acum poate să ne spune transportatorii, să ne dea kilometrajul, da, de la... Nu tiruri. Nu, da. Mașină personală. Uh-huh. Mașină mică. Da, particular. Și de ce, frate, atâția kilometri? Eu aveam, uite, eu credeam că am făcut puțin. Am ținut Subaru-ul la 11 ani și am făcut 165.000 de kilometri cu el. Că l-am, și astăzi îmi pare rău că l-am vândut. 165.000, 15.000 pe an, cam așa era. Ce, ai produs bani pentru benzină? La cât consuma ăla, eu cred că... Consuma de rupea, tăticule. Da, trebuia să cer o dublare a salariului, da, și... Știi că am plecat odată cu el. De fapt, am plecat de mai multe ori. Și mi-am dat seama după câțiva ani de ăștia că mă costă mai mult benzina decât cazărina și văzut? Mâncarea. Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Uimește-ne! Zi! Referitor la Dacia care ați prezentat-o în dimineața asta, nu are cum să aibă 1 milion de kilometri. Ei pun anunțurile astea când kilometrii nu au relevanță, deci nu poate să aprecieze. Probabil a fost stricat kilometrajul și ca să nu aibă vreo problemă au pus 999. Adică crezi că, deci, nu ar putea să aibă 1 milion de kilometri Dacia? Nu, pentru că de obicei setul motor la mașinile astea se făcea la câteva zeci de mii de kilometri. Trebuia să faci setul motor, că nu mai mergea. Asta, deci, mă gândeam și eu. Practic... Dar asta, da, am și zis că a fost segmentată de 10 ori. Dar mașina arată bine. Da, da, sigur, au fost ținute în garaj. Nu, serios, ce că arată bine, mă uitam pe ea. Da. Nu, dar fii atent că am primit două mesaje. Așa. Că pe bordul unei Dacia 1300 sunt doar 6 cifre pentru, deci, kilometri și ultima e după virgulă. Deci, practic, nu poate sări de 99.999 de kilometri. Ce tare! I-am prins. Ce ascultători vigilenți avem? Aha. Șterge știrea, uitați tot. Păi nu șterge știrea, că ne-a explicat ascultătorul. Mulțumim, care este, da, Cătălin. Hai să vedem. Mihai nu mai e. Andrei, bună dimineața! Salut, Andrei! Bună dimineața, domnilor! Andrei mă numesc, am cumpărat o Dacie din fostul RDC la 98.000 de kilometri și am tors-o până la 520.000, după care a plecat la remat. Cu multe segmentări, cu, știți... Dar era Dacia pe de-aia pe carburator sau trebuie deja cu injecție? Da, fabricație 1978. Mamă, ce tare! Până în ce an ai ținut-o? Cu motor franțuzesc, să nu uit să vă spun. Aha. În ce an ai dat-o? La remat am dat-o după 90. Ah. Deci 94, ai ținut-o? 94-95. Mamă, cum era pe vremuri. Țineai o mașină până toată când viața, vorba aia, nu mai trebuia să o remorchez ca să pleci cu ea din parcare. Da, uite, și Alina a mers cu un Logan care nu are motor. Sau, mă rog, tot francezesc, cred că e. 680.000 de kilometri. 680.000? Da, și a zis că acu are altul, cu care a făcut deja 240.000 de kilometri din 2018 încoace. Deci recordul până acum e 680.000 de kilometri. Damian, bună dimineața. Salut, Damian. Cam așa, da. Bună dimineața. Salut. Am avut un Sprinter, transport muncitor cu 9 locuri, l-am luat la 313.000 din Germania și l-am lăsat la 1.100.000 din cauza ruginei. Deci dar motorul încă funcționa. Motorul mergea, da. Da. Și cu bateria am mers vreo 12 ani.
baterie Mercedes Benz original. Mamă, ce baterie! Dar să știi că am impresia că toate astea de tip microbuz așa au altă, alte norme. Uite, am mai primit un mesaj de la Cristian din Craiova, care spune că a mers cu un Citroen Jumper 1.500.000 de kilometri. Băi, băiete! L-a vândut și cumpărătorul a mai mers încă cel puțin 300.000. Dar am remarcat asta, că am mai văzut și eu când mai mergeam și cu Maxi Taxi, că am mai mers. Aveau kilometraje de-astea fabuloase. Jur, adică cred că au altfel făcute motoare, sunt gândite altfel. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.